Oamenii ăștia la curățenie, la 8 fără ceva dimineața, 8 fără 10, la mașinuțe aici. E muzică aici. Ia bate, bate! Nu mai sta! Da și roata, prieteni. Ciocanul pe acolo. Deschis ceva nou pe aici. Ia să vedem. Pe aici veneam eu și luam mici. Dacă e închis. Sper să mai găsesc mici de aia ieftini și buni. La ofertă, prieten. S-a făcut să-i ta mai coada undeva pe stânga pe acolo. Preparate la grătare, uitați, și prețurile, uitați-vă voi, prețurile la Mamaia, prieteni, uitați ce frumos e aici, în stânga, chiar e frumos. Și în stânga și dreapta, același patron. Greenhouse. Uite, casa Apollo în cazare. Uitați numărul de telefon dacă vreți să sunați. 200. Maiducilor Vâlceni, prieteni. Dobrogeana pe stânga. Casa Dobrogeana. Dobrogeana. Merg tot înainte. Pe dreapta casa Prahova. De aici îmi luam eu șaorma, prieteni, din dreapta. Să vedem dacă mai e ăla de acum un an, de acum 2 ani, de acum 3 ani. Mă făceau o șaorma mare și nu la preț mare. Uite, șaorma mare, 24 de lei. Vedeți, prieteni? Păi de ce să mă duc acolo pe plajă când pot să vin aici la casa de vacanță? Kebab 20 de lei, șaorma mare 24, șaorma mică 22. De aici vine și mie shawarma. La Cosmin, shawarma, kebab, shawarma mare, mică, porumb fiert. E normal. Uite, cuptorul cu plăcinte. A, de aici am luat mici. Cred că de aici am luat mici. Au renovat și aici, prieteni. Toate prețurile sunt pe 100 grame. Porțile depășesc 100 de grame. Interesant. Anul satului, hotel. Uite și pe pisi. Pisi, 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 pisi. Ți-e fomică, pisi? Ia uitați. Unde te duci tu, mă? Pisicilă. Bă! Pantera. Pantera roșcată. Hai că nu-ți fac nimic unde te duci. Trebuie să ne împrietenim. I-am dat la porumbel să mănânce și ea. Mănânce și el că e foame. Ce mai vrei? Vrei iar? Face croasantul? Porumbelule, uite, n-am văzut o broască testosă aici. M-a văzut și s-a băgat iar în apă. Ia să vedem dacă o văd și o prind pe cameră. Opa! Uite ce avem aici. Tu ce ești, mă? Uite ce vine lângă mine. Ești pescăruș? A?
Bă, pescărușule, vină cu, hai, vină cu. Unde e broasca aia? Rață. Așa nu atât. O să fie cald azi, prieteni. O să mă bronzez. O să mă fac afroamerican. Prieteni, așa nu. Nu faceți așa, ia uitați. Am căutat sticle, deci înseamnă că e disparare și aici. Cu sticle. Se aruncă la coș, prieteni. Nu, las gunoiul jos. Ia uite ce a făcut ăștia. Au răsturnat coșul și au luat 2-3 sticle și au făcut mizerie. Păi e ok așa? Ia uite ce. Prea e ok. Prieteni, vreau să văd dacă mai sunt lebedele. Cred că am văzut ceva pe dreapta. Chiar le-am văzut. Aduc niște pâine, nu? Ele sunt mereu aici, în zona asta. Rață. Vedeți? Sunt învățate să le dea oamenii să mănânce. Dar eu acum momentan n-am nimic. Am un croissant sau două, dar nu e ok. Pâine ceva. Și un pescăruș la domnul acela le dă să mănânce pâine. Cum s-a urcat și pe bancă la el acolo. Deci o gagică pe aici. Poate fac și eu o iubită, prieten. Fac un apel celor din lista mea de Facebook, de YouTube, care sunteți din Mamaia, din Constanța, să apeleze la mine, să ne întâlnim, să mâncăm o înghețată, un cârnat, un mic, ceva, facem și o filmare, facem și poze, și poate vor fi și sentimente, sau dacă nu, măcar încercăm, da? Sunt disponibil, prieteni, că sunt liber ca pasărea cerului. Aștept să mă contactați. Dacă vreți, dacă nu, asta e. Rămân singur cuc în continuare. Nu e nicio problemă. O veni și jumătatea. Cândva. Poate chiar mâine. Înțelegeți? Fac așa puțină mișcare pe aici, prin zonă. Să văd și eu ce s-a mai schimbat prin zonă. Merg și la mall. Și aia, o să văd cum mâncar și filmulețul. Îmi fac timp și pentru mine, și pentru voi, și pentru toată lumea. Bam, bam. Sunt de iarba, prietene, aici. Aici este... Asta pitici.
frumos aici, prieteni. Aia era gara piticiului, dar nu se mai vedea scrisul. Că au făcut frumos, că înainte nu era așa. Plantat copaci, se udă iarba aici. Uite, spus copaci s-au plantat, prieteni. Frumos, frumos. Cine e primarul Constanței? Primarul din Mamaia. Nu vine să crezi ce frumos au făcut aici și ce urât era acum un an, acum 2 ani. S-au ocupat de parcul ăsta, observ. Bravo, mă, chiar aici lângă mall. City Mall. City Park. Oamenii la muncă, prieteni. Gospodarii. Frumos, gazonul tuns, udat, copaci frumoși. Acolo se mai taie din uscăciuni, totul ok. Aici e casa piticilor, în partea alta era gara. Deci pe aici. Sau tot gara piticilor, tot gara, doar că lipsește un râu acolo. Și găvozi că de la Cristi. Păi, prieteni, nu vine să crede, uite că sunt copaci aici. Au făcut și trecere de pietoni aici. Trec bicicliști. Ia uitați, mamă, câte sprincăre. Vai de capul meu, nu vine să crede ce frumos au făcut. De acolo intrarea în mall, prieteni. Mamă, ce mișto! Frumos! Uite, flori în dreapta. Interesant. Deci acum au și pistă de bicicliști aici. Nu mai se lovește nimeni de nimeni. Mamă, cât de frumos, ce mă răcoresc acum. Teatrul ăsta de vară se renoveze și perfect. Aici intrarea în mall, văd acolo o grămadă de biciclete, ia uite-ți, prieteni. Închiriat. Prieteni, am trecut pe lângă palmieri și nici mi-am dat seama, ia uite-ți. Plus că sunt în Miami pentru o clipă. Prieteni, am intrat în mall, dar este muzică, așa că doar intrarea.
Dacă s-a oprit puțin muzica, nu? Bam, bam, o să vin și aici la magazin când o să-l deschidă. Prieteni, am găsit flamingo pe aici, ia uitați. E frumos. Ai văzut? Ce muzică.